are 0-100 în 17,8 secunde. Avem aici foarte mulți martori. Noi. Tubul pe unde intră benzina? În rezervor. Avem aici niște jante pe 13, în 3 prezoane, fratele meu. Salutare și bine te-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Mario, sunt aici împreună cu Dacia 1410 sau Dacia Berlină pentru cunoscători. Mașina este 80% gata, pregătită pentru giveaway. Este curățată, este făcută perfect. Uite-te la ea cum arată. Mai avem de rectificat puțin culoarea, bucățile astea de semi-rugină, decolorare mai exact, că acolo nu-i rugină. Facem bara frumos negru să fie perfect, o încălzim să fie frumoasă. Scuzați gălăzia, dar avem aici un concurs în stânga și în dreapta, niște băieți cu ATV-ul se distrează. Păcat că nu-l avem și noi să le arătăm cum se distrează. Am reușit să facem mașina să meargă perfect, să meargă perfect. Să reglăm carburatorul, chestii de genul, curățat filtre, schimbat uleiuri. Am reușit să facem mașina asta, cum mi se zice și după un nume spus de anumite persoane, mă gândesc, de cunoscători, zâmbetul lui Iliescu. Să zâmbească, uite-te la cât e de frumoasă. Avem un pic farul ăla, un pic mai încețoșat așa decât cel din stânga. Dar se rezolvă asta cu un mic polish. Hai să trecem la motorizarea bestiei acesteia. Deschidem capota, după ce luăm cheile din interior. Hai să luăm cheile. Deschidem capota, într-un stil vechi să zicem așa. Tragem de manetă, s-a deschis. Închidem aici, auză. Altceva. Și fii atent, băgăm aici mânuța și ridicăm. Avem aici un motor 1.4 benzină. 71 de căluți are această mașinuță. Această mașinuță și celelalte care au tot același motor. Este motorul sport pentru varianta sport, din câte am văzut în datele ei tehnice și din câte am citit și eu pe net. Am întrebat mai multă lume care au avut o mașină de genul și am înțeles că este motorul de pe varianta sport de Renault. Avem așa, un motor destul de mare, mă. 1.4 e foarte mare ca mărime. Mi se pare foarte mare, adică avem aici și cricul ei. Avem bateria, bornele, frumos. Uite acolo, ăla mare e filtru, fratele. Ăla mare este filtrul de aer. Avem pe mașina asta o transmisie în 5 trepte plus marșarier. Avem pe acest motor ceva nou pentru anul ei. Avem încărcarea integrată, martor de ulei și martor de temperatură. Toată lumea, mă gândesc că este interesată de ce viteză prinde, nu? Ea prinde 150, are 0-100 în 17,8 secunde. Am greșit data trecută și am zis 71, dar nu este 71 de căluți. Sunt 61 de căluți cu 101 Nm și are un catalizator ce este adaptat pentru normele Euro 2. Pe vremea ei, la finalul fabricației acestei mașini, firma a ajuns la a vinde 2 milioane de unități, aproximativ. Eu zic că se merită oricum mașina asta, este făcută pentru orice, fratele meu, auzi tablă rusească. Asta este calitate româniască, mă. Bun, ce să mai zicem de motor? Nu mai avem ce zice, că este un motor foarte puternic. Pentru vremea ei, hai să închidem capota. În primul rând, uite aici ce detalii bine gândite și superbe în același timp. Uite de ce detalii are. Hai să trecem la interior, frate. Să vedeți acolo, că acolo e baza. Haideți să intrăm în interiorul acestei bestii și să prezentăm confortul, frate, din această Dacia. Un pic scârție, că nu e unsă, încă n-am apucat să fac tot, dar se face până merge de giveaway. Avem aici foarte mulți martori noi pentru acest model. Uitați aici, avem senzorul de frână care era, mă gândesc, și pe celelalte. Dar ce este nou? Este martorul de ulei care e aici și de temperatură la apă. Dacă se vede acolo bine. Noi am încercat să facem aici bordul să arate nou. Interiorul s-a făcut, mai trebuie stilizat un pic aici, dar se reface. Nu este reglat încă, nu, că am văzut acolo că are niște reglaje ciudate, poți să-l dai mai stânga, mai în dreapta, trebuie să le rezolvăm și alea. Avem niște scaune foarte confortabile, frate, pe arc, ia. Cu suspensie ca pătir, să zicem. Hai să-l dăm mai în spate să vedeți și pedalele acestei bestii. Avem aici pedalele, ambreiaj, frână și accelerație. Avem o cursă extrem de scurtă la accelerație, uite-te, de aici până aici. Deci este extrem de mică. Avem aici butonul de ceață pe față și butonul de ceață pe spate. Avem încălzire în geamul spate, climatizare, două butoane care mă gândesc că erau opționale. Are
pachet de fumători, mă, are brichet aici. Avem în această zonă ștergătoarele, cât de rapid să meargă. Foarte interesant mi se pare. Mai avem și pe bord. Și mă gândesc că de acolo le setez cât de rapid să meargă, nu-mi dau seama. Adică nu am observat diferențe. Chiar nu știu să vă spun acest lucru. Avem, foarte interesant, blocul de lumini. Auzi ce sunet are. Și, ca să pornim farul, în primul rând, ridicăm de asta, e poziția. Dacă ridici de acest buton, e poziția. Dacă îl întorci, este faza lungă. Dacă apeși, este claxon. Foarte frumos. Ceva foarte interesant și am văzut și eu acum și am uitat să specific. Avem aici tensiunea în baterie, dacă o vedeți. Mai avem în această parte șocul la mașină, popa. Și ceva foarte interesant și eu n-am văzut până acum, asemenea siguranță. Uite capacul și uite de siguranțele cum sunt. Ia stai să vedem, scoatem una. Să și punem la loc după. Uite-te cum este siguranța. Foarte interesant, eu n-am mai văzut așa siguranțe. Pe vremea mea nu mai sunt folosite. Dar mă gândesc că la fel de bune sunt ca o siguranță nouă. Avem aici un volan într-o semispiță, că este una de aici din bloc, pleacă una și se desparte în două. Deci nu știu dacă e în două sau într-una. Avem schimbătorul acesta în patru trepte plus marșalier în jos și în spate. Și cam atât aici. Hai să trecem în spate. Acolo este confortul în această bestie. Hai să închidem ușa. Auză. Poc. Și deschidem în spate. Mai avem aici un punct de rugină. Da, dispare el până este gata această bestie. Hai să urcăm aici în spate. Op, așa. Deci am urcat aici în spate la locul confort, să zicem așa, la locul de lux. Uite-te aici, sunt suspensie. Păi și pe spate. Deci este incredibilă mașina asta. Am fost uimit și am văzut aici pachetul ăsta de fumători, mă. Foarte fain făcută mașinuța. Ce să mai spun? Avem aici un tavan de piele, să zicem așa, de tentativă de piele, dar nu mai contează. Este foarte bună. Mai avem în această zonă tapizeria făcută pentru vremea aceea, foarte, bă, chiar arată bine, n-am ce zice, pentru că este o dace. Avem în spate garniturile, dacă se strică, ai băgat garnitura nouă. Astea sunt de rezervă. Avem și un carburator de rezervă, dacă este nevoie pentru următorul proprietar, să zicem așa. În mașina asta este foarte fain gândită, mă, că poți dormi în ea și cred că ai dormit destul de comod, încă n-am încercat, dar poate până o dau la giveaway, după cum știți. O să aveți în acest videoclip în descriere toate detaliile pentru giveaway-ul cu această mașină, cum trebuie să te înscrii și ce trebuie să faci pentru această bestie. Deci, ai loc, uite, dacă te pui așa, dormi efectiv ca un copil. Deci, ai loc cât vrei, mă. Dacă te enervezi, dai și scaunul ăsta în față și ai întins picioarele până în față. Și din asta reiese că în mașina asta este extrem de mult loc. Este setată cât să am loc să conduc cum trebuie, să am poziția corectă. Și uite cât loc este aici în spate, dacă stai. Uite cât loc la genunchi. Și cât loc e și la picioare, frate. Avem aici o deschidere specifică anilor 90, uite-te aici. Poc, tragi și s-a deschis ușa. Hai să ieșim, să mergem în portbagaj, să vedeți cât loc este. Și stai, dacă tot suntem aici, hai să vă arăt ce am făcut. Nu vreți să știți ce era sub scaunul ăsta, dar eu am văzut și tot ce am reușit să fac e asta. Uitați aici ce este. Deci cam atât am putut face. Era negru, efectiv, zici că era tapizeria de pe jos. Am reușit să curățăm destul de bine mașinuța. Mai avem de făcut unele chestii minore care se fac foarte repede. Hai să găsim cheia și să vedem și portbagajul, zic. Uite cheia. Asta este cheia cu care pornești mașina. Și aceasta este cheia de la uși, de la portbagaj. După cum știți, este varianta lungă și varianta de lux, în primul rând. Hai să deschidem portbagajul să vedeți cât loc este. Dăm spre dreapta și ridicăm. Scârțe un pic că nu este uns, dar nu mai contează că se rezolvă. Avem o tapizerie și sub un mic covoraș, un portbagaj de 420 de litri. Mai avem și un loc special pentru roate de rezervă și pentru scule, ce mai ai nevoie pentru ea. Sârmă în principal, că este o mașină care o poți repara cu sârmă, fratele meu. Și avem și carburatorul, după cum ziceam, carburatorul de rezervă. Uite-l aici, poc, poc, este aproape nou. Bun, nu intrăm în detalii. În principal, avem aici în spate o tapizerie a ei, originală, și sub o tapizerie pusă, să nu se zgârie, să n-alunece, chestii de genul. Dar,
Dacă tot avem 420 de litri. Eu zic că intru foarte lejer aici. Punem un picior, punem și pe celălalt și ne punem să dormim. Întindem aici picioarele și băi, uite-te frate, n-am avut loc este. Este loc aici, cred că dorm două persoane dacă chiar te chinui un pic. Și cam atâta. Nu prea am ce să spun de acest portbagaj superb și încăpător, să zicem așa. Dar vreau să vă mai arăt aici, după ce ies. Stați să ies un pic. Uitați aici, hai să dezbrac asta. Și uitați-vă frate, pe aici cum se bagă benzină din exterior. Și uite-te cum ajunge aici înăuntru, tubul pe unde intră benzina, în rezervor. Avem un rezervor de 48 de litri, care are un consum de 9,2 litri mix. Înainte să urcăm, să o luăm la o tură, vreau să vă arăt jantele cu care a fost mașina asta echipată și să vă arăt și primul model de jantă echipat pe o Dacia 1410. Avem aici niște jante pe 13, în 3 prezoane, fratele meu, care astea sunt jantele cu care a venit mașina. Și avem pe față, care este roata de rezervă a mașinii, varianta care a fost pe 1410, primul model. Hai să vi-l arăt. Și acesta este primul model de jantă pus pe Dacia 1410. Are aici o buză care pe celălalt model nu este. Și cam atât este diferit, altceva nu avem. Pe lângă jante, pe lângă tot, mașina are 4,3 metri lungime și o lățime de 1,6 metri. Avem o greutate de 900 de kg plus minus și o masă autorizată de 1300 de kg. Haideți să-i dăm o cheie, să auziți cum sună și să merem să ne plimbăm cu ea, frate. Ia. Poc, punem contactul, stai să mișcăm de volan. Închidem sergătoarele că le-am pornit din greșeală și îi dăm. Am urcat în ea, hai să închidem geamul. Frumos, la manual. Hai să o băgăm în treapta întâi, care vine foarte ciudat, vine așa și vine așa. Și de fapt schimbătorul mai merge mult, dar nu-i până în capăt, e un pic mai așa și aici. Un pic mai greu cu ambreiajul, că na, este o Dacia, nu s-a obișnuit. N-am mai avut așa bestii pe mână, să spunem. Băi, este în primul rând foarte confortabilă și nu suntem pe niciun drum, fratele. Mă, la prima impresie este prima oară când urc la volanul ei și merg. Și uite ce drum este în față și, mă, este extrem de confortabilă. Deci, se vede că e gândită să fie pentru orice. Acum nu o să mă uit tot în cameră, dar o să mă uit la drum, că să nu facem vreo boacănă, că este mașina abonaților, să zicem așa. Hai să schimbăm a doua, dăm un pic mai tare. Poc. Ia-i ce mere. Mergem un pic mai în față, unde este o zonă mai denivelată, să putem testa suspensiile, să vedeți cum se mișcă mașina pe dâmpuri, să zicem așa. Hai să mergem și revenim de acolo. O băgăm în întâia, scoatem mâna pe geam și hai să dăm ușurel pe aici. Opa, ce era să moară. Se descurcă bine și se simte foarte bine mașina asta pe off-road, să zicem așa. Hai să coborăm afară din mașină, o lăsăm pornită, că noi plecăm direct acasă. Haide! Suntem aici pe capotă, cam ăsta a fost videoclipul nostru, sper că v-a plăcut. Vă aștept într-un număr cât mai mare pentru a câștiga această Dacia, frate. Suntem aici pe fundal cu motorul de 1.4 foarte puternic. Și sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați de share, de like, de subscribe. Până data viitoare, v-am pupat, ciao!